Salut și bine m-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, fraților. Astăzi încă zrăcit. Cum am intrat pe Clash Royale, am văzut chestia asta și mi s-a părut extraordinar de tare. Electro Wizard Haircut, frate. Deci, Electro Wizard Haircut. Did you see something like that shit? Mamă. Deci este... Deci pot, asta e interesant. Dar uneori trebuie să verificați News Royale-ul. Chiar e interesant, are chestii interesante. Da, nu știu ce să zic despre el. Deci voi l-au făcut aici pe Chief. Cred că este Chief Pat din câte am văzut. Fiecare video desfac fac chestia asta la început. Din cauza faptului că sunt încărăcit. Și chestia e cărăcearea mea, nu e ceva așa. E ceva... Eu sunt răcit, dar binelea, adică nu mă încurc. Și se pare că s-a redeschis clan chest-ul. Hai să dăm și noi... Ce-i cu clanul ăsta, bro? Păi eu vreau clan chest-ul. Eu cumva pierd clan chest-ul dacă ăștia nu sunt online? Yo. Frate, serios, deci ăștia nu fac battle? S-au făcut multe Mult YouTube. Alvarez Squad. Salut, bă. Bă, ăștia-s români și mă știu pe mine. Salut. Alex, când ești om, poți să dai un friendly... Ah, lol. Nu știu, eu sunt în clanul ăsta și văd că oamenii mă știu. Interesant, deci dacă sunteți cu mine în clan, eu. Păi, că nu sunteți și voi online, vreau și eu să filmez un... I'm dying. Vreau și eu să filmez ceva ca lume. Well, guess what is going to happen? Ok? Guess what? Your boy, Alex Alvarez, is going to create a clan. Fratele vostru o să creeze un clan, ok? Deci sunteți pregătiți. Eu voi crea acum un clan pe Clash Royale. Clanul o să se cheme Alvarez Squad. Putem și cu spațiu? Da, putem. Dacă vreți să fiți parte din Alvarez Squad, tot ce trebuie să faceți este să căutați clanul și să intrați în el. O să pun o limită de trofee apropiată de limita mea de trofee. De trofeele mele, de fapt. Dați-mi voi acum să văd ce destul să pun, că avem destul de multe posibilități, opțiuni. Pe că e simpatic. Avem... Oh my god! Deci au creat elixire, bro. Elixire. Asta o punem. E un, o picătură de elixire. Mi se pare genul. Alex Alvarez Nuță canal de YouTube. Sunt bineveniți doar abonații canalului meu. La, nu știu câte de-astea, la, ba piciorul, știi ce? Șterge asta. Type. Open. Cât să bag aici? Adunare rechea în 2600. Să bag un 2800? Poate, nu știu. Vedem cine intră, cât o să intre. 2800, cred că cu 2800. Și gen, da, 2800 e perfect, cred că. Și location o să-l facem Rumenia, pentru că vrem să fie un clan șmecher. Simțiți această euforie pe care o simt și eu în momentul acesta? Eu o simt! Nu știu cum s-a auzit chestia asta la voi, cred că s-a auzit destul de nașpa. Oh, dar hai să-i dăm drumul. Create. BAM! Tocmai s-a creat. Am scris măcar bine numele? Alvarez. Dacă nu-l scriam bine, nu pot să-l editez noi așa orice... Nu, nu puteai. What the fuck, ce bulan. Doamne, am avut bulan când l-am scris. Ok. Aveți aici clan tag-ul? Hashtag P9QRVVO. Deci acesta este... Acesta este clan tag-ul, vă aștept pe toți să veniți în clanul meu. Clan chest-ul este deschis, dar nu pot să dau friendly battle, că n-am pe nimeni și... nu cred că pot totuși. Dar, în schimb, s-a creat Epic Challenge. Câte victorii trebuie? 9 victorii. Battle atunci. Let's go, boy. Let's go. Jucăm cu deck-ul nostru. Ok, bine că mi-a... Ok. Bine că mi-ați și spus că jucăm cu deck-ul nostru, foarte tare. Păi hai să vedem care-i treaba. Înțeles, bun. De treabă. Da. Am dat un pic damage acolo, nu prea aveam ce să fac.
Dar nu este nicio problemă, pentru că eu știu ce push va pleca pe partea asta. Un push cu wizard. Nu știu dacă, nu știu dacă să-l fac cu double, cu double wizard. Bun, facem așa. Asta știu sigur. Plus tu, boy. Tu vei face parte. Bun, și ne trebuie freeze-ul ăsta să meargă, pentru că luăm foarte mult damage în momentul ăsta și sunt puțin stresat. Da, foarte prost atacul. Doamne, ce prost am putut să-i dau. Deci m-a spart tipul ăsta. Cum? Nu știu, nu mă întrebați. Wow! E din cauza faptului că are muschetar de level 6, dar n-are cum. Cât de OP să fie muschetarul de level 6? Ok, încercăm, vedem ce putem să facem. Poate un counter push, poate, nu știu. Ce să fac? Pun din spate încă un giant, că n-am ce counter push să fac, că nu să stau să posteze elixirul aia. Ok. Ok, ok. Tot mi-a de mine, așa că sunt prost. Am pus foarte prost. Bun, și acum punem ăsta mult mai aproape. Dar în schimb, ce vom face? Vom face asta. Ok, și vom pune un spirit din ăsta. Uite așa, boom. Boom, ok. Freeze. Freeze down. Da. Am făcut-o pe freeze. E foarte pe chestia asta mică. Și nașpa, urâtără de tot. Boom. Bă, o bucată tot i-am dat. Bine de știut. Bun, și un electro acolo. Pe partea aia el îmi dă mult damage, asta e problema. Chiar foarte mult. Și chestia asta nu ne ajută deloc pe viitor. Adică deja nu ne ajută, dar mă rog. Ăla niciodată nu face nimic. Ca probabil o să atac pe partea stângă acum. Bun. Cred că acum, nu mi-au damage-ul. Am făcut-o și-o bine în sfârșit. Ce vrei? Nu cred, deci nu cred că ești atras de ăla pus acolo, tati. Deci nu cred că ești atât de prostea. Deci ești un prostea, mă. Deci este un prostea asta, gigantul meu. Vă jur. E cel mai mare prostea care există. Spang! Nu cred. Dă-i mă o dată! Ha, mă. Schereția fac treabă? Nu fac. Ok. Bun. Cred că o să se... Da, se bagă overtime-ul ăla, nașpa. Mă rog. Și ce să fac eu? LOL. Serios? Bang. Ceva? Nu poți, mă, să-i faci nimic. Nu mă bate. Mă bate chiar lejer. Eu trebuie să se chinui prea mult. Băi, are prea... Da, mi-a dat ăla și un match groaznic. Oh, doamne, dau de ăștia ca abstract, care iau cantări, mă, iau cantări. Cantări. Deschide chestul ăsta, poate mi-aduce ghinion. Ce să fac eu? Dar ce dai eu? Dar cu ce deck să joc? Spuneți-mi și mie, că n-am deck-uri. Aș putea încerca cu un deck cu Elite Barbs, poate. Sau poate un Hog Rider. Ar putea încerca Hog plus Freeze plus un Wizard plus ce? Acum cărți ieftine de genul Goblins, Zap maybe. Da. Prea multe spell-uri dacă țin și ala. Deci cred că poate un TL, nu știu. Și Minions. Și poate ar merge totuși un graveyard, da. Nu graveyard, sau cum se cheamă chestia aia? Un tombstone ăsta. Poate ar merge, dar nu știu în locul acela acum. Că am cărți care mă ajută mult, da. Poate așa. Bun. Bun. Hai. Hai să încercăm din nou, încercăm din nou. Trebuie să putem măcar 3 win-uri, frate. Hai că nu ne facem noi de râs. Ok, încercăm cu deck-ul ăsta. Vedem, pare un deck bunicel, pare un deck care promite multe. Și face puține, glumesc. Dar chiar pare un deck care va promite ceva, nu știu, zic și așa. Și se pare că tipul are level, wiz de level 6, iar eu am wiz de level 7, iar eu am wiz de level 6, ca un sărac, ca de obicei. Pentru că omul se axează pe niște cărți. Ceea ce eu n-am făcut. Ok, bate-l de pe ăla. No. Ok, mi-o iau acolo.
Dă-i în scheletul ăla, că e pericol mare. Chiar să ai grijă, te rog frumos să prințesa de pe tur, însă ai în scheletul ăla, că nu-l vezi ce periculos e, de la o poștă îl simți cât de periculos e. Go. Încercăm așa, că altă soluție n-am să-mi bag picioare. I-am luat pe toți, da. Măcar atâta. Oh my god, ce are bomber el. Tot îi dau încă una? Ok, măcar atâta. Bun, 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 bun. Mă apăr cu Izu. Ceea ce e ok, mă ajutăm. Na, 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 na. Noise, nu-i noise. Nu-i noise deloc, că mi-o iau. Ok. Încercăm cu aia, nu știu de ce am pus. Că mi-i face Izu praf. Oh my god, ce prostie am putut să fac. Da, las-o așa. Bă, tai între doi Wiz, unul de level mai mare, altul de level mai mic. Bă, dar totuși nu prea contează între ei doi dacă e așa. E o chestie interesantă, că nu contează așa de mult, să zicem, levelul Wiz-ului meu. Tot are level mai mare la cărți decât mine și nu știu dacă influențează neapărat chestia asta cu ceva. Deci încerc să-i dau un push aici cu un freeze spell. Bang. Băi, am dat bine. Băi, am dat chiar foarte bine. Și avem nevoie și de Wiz-ul ăsta de aici ca să apere. Și încă un tombstone, uite acolo. Pentru că simțiți și voi că avem mare nevoie de el. O să avem nevoie, știți de ce? De un freeze spell. Mamă, frate, ce mi-a făcut ăsta, ești prost. Doamne, ce să-i fac, mă? Cu ce cărți să-l fac eu pe ăsta? Că n-am cărți. Și n-am ce să pun. M-a spart, ești nu? Da, m-a spart, clar. Of, 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 of. De ce? De ce nu pot să-mi găsesc un deck? Păi zici și mie. Eu nu mai suport jocul ăsta uneori. De ce nu pot să-mi găsesc un deck? Uitați-vă și voi. Vă rog, eu veniți în clan și dați-mi deck-uri. Deci nu pot. Știți ce? Nu mai joc. Ultimul moment, nu mai joc. Mulțumesc mult de atenția acordată. Eu am fost Alex și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa, îmi pare rău pentru pierderile astea. Dar efectiv sunt zile în care nu-s meciurile. Aia e.